În decursul zilei de ieri, trei autoturisme au fost lovite după ce o femeie nu a păstrat distanța și a intrat în coloana de mașini de pe DN6 lângă Gura Văii. Femeia s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ieri, în zona Vămii Porțile de Fier, lângă Gura Văii, o femeie de 39 de ani din municipiul Orșova a lovit trei mașini care se aflau în coloană. A fost un ambuteiaj aici la trecerea de frontieră, am încetinit toți și ultima mașină din spate, Renault la negru, probabil n-a observat din timp și a intrat cu viteză în domnul cu BMW-ul. BMW-ul l-a împins în Skoda asta și Skoda a intrat în mine. Și asta a fost. Femeia nu a păstrat distanța și a intrat în mașina din față, condusă de o altă tânără de 27 de ani din Calafat. Mașina a intrat în coleziune cu alte două mașini. O femeie de 39 de ani din municipiul Orșova, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 în afara localității, nu a păstrat o distanță de siguranță mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 27 de ani din Calafat, care, la rândul său, a fost proiectată în alte două autoturisme ce circulau în fața sa. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a doi conducători auto și a unui pasager. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Două dintre mașinile implicate în accident au fost grav avariate, iar una din persoanele rănite a fost lovită de airbag.